Salutare națiune, salutare legiune și bine te-ai regăsit. O săptămână nouă, o lună nouă și dacă în viața de zi cu zi vă doresc multă liniște și căldură, prima lună de primăvară, ce pot să vă doresc dacă nu căldură? Ei bine, la FIFA vă doresc bulan maxim, bulan cât cuprinde, pentru că e grind, fie că e vorba de SBC-uri, pack-uri, squad battles, rivals, dar mai ales la Stress League, sau mai bine zis DNF League, pentru că serverele au fost la pământ, la propriu, deci la pământ, îngropate, undeva acolo la 2-3 metri sub. 3-0 la pauză, nu ești stresat că revine adversarul și pierzi în repriza a doua. Ești stresat că de la 3-0 îți dă DNF și te scoate, practic îți dă rus, te scoate afară din joc. Le scrii la cei de la ei în chat și răspunsul e check your provider. Check your ce, your provider, nu e vina lor, de la provider. La ce să-l caut? La WoW? E clar că e vina celor de Electronic Arts sau mai bine zis celor de la Lizard care au dat jos serverele, au boostat o mulțime de buți în serverele alea fragile și deci și probleme pe care le cunoaștem cu toții, ca să zic așa. Pack opening, grind maxim în pack-uri, tot ce înseamnă mini SBC-uri, premii de la Squad Battle, știți deja, într-o perioadă bună, într-o perioadă bună, pentru că da, pe lângă Neymar, player of the month încă 17 zile, eu o să-l fac și pe Courtois, un jucător, un new entry, e vorba de Sergio Ramos, sincer, cel mai bun SBC pe care cei de Electronic Arts l-au scos anul ăsta, la nivel de valoare, undeva la 450.000, un jucător care poate fi în game pe poziție de right back, dar mai ales poziție de fundaș central prin repoziționare. De ce nu? Pe poziție de second CDM. Nu ratați SBC-ul ăsta, aveți tot timpul de lume. Eu cu siguranță o să-l fac, pentru că na, vreau să fac echipa Real Madridului până la final. Ăsta e și motivul pentru care îl fac pe Courtois. Neymar, suntem aproape și de Neymar. Producem resurse. Așa că da, pack-uri, SBC-uri și iar SBC-uri. Bun, înainte să mergem la pack-uri, hai să facem și combinația asta, apăsați și voi butonul ăla și știți voi, like, share, subscribe acolo, mai crește puțin canalul ăsta, sus. 4 combinații, 3 le-am gătat eu, ca să mergem pe repede înainte. Pack-uri modeste, în primă, Jumbo, Premium și Jumbo Gold, Gold pre-spec aici, Ajax, da, mă rog, 7-7 cu 80, dar noi mergem la ultima combinație, Real Madrid vs. Barcelona și cea mai scumpă. Cea mai scumpă și motiv de specul, atenție, jucătorii de Real Madrid și la Barcelona valorează ceva în perioada asta, deci pentru cine face trade, băgăită să dați un ochi pe jucătorii ăștia, doi jucători, fie de la Real, fie de la Barça, 2-0 pentru Real, apropo, Real Madrid, două ligi, naționalități 3, 3 rare sau UEFA, 80 cu 85, deci nu neapărat ieftină combinația asta, pentru că 80, n-am înțeles de ce și de ce 85, dar însumit, pentru un premium gold pre-spec, un pack de 25.000 și uite așa, am terminat și marca matchups, bum. Și ultimul pack e un pack de, prime gold pre-spec, un pack de 45.000. Ok, bă, la nivel de valoare nu e rău ca să fiu sincer. Și hai să deschidem. Fraților, ce să zic, sper să prindeți. Chiar Electronic Arts, dați la fiecare câte ceva. Eu aș fi ipocrit. Aș fi ipocrit să mă bag în categoria asta. Bă, luna trecută am prins Prime Icon, Roberto Carlos, știți foarte bine, o grămadă de walkout-uri. Dar fraților, toți merităm câte ceva pentru efortul pe care le pune, pentru munca pe care, pentru nervii, ficatul care pleacă. Ce joci? Weekend League? Nu, a plecat, unde e ficatul? Nu mai e Electronic Arts, dați mă la fiecare câte ceva cât de mic acolo. Haide mă, parcă ați dat de la voi. Ce mama nânzi. Așa că mult bulan, fraților, bulan maxim, mă repet, ai, moșul se repetă, hai să dăm în ele. Bun, 22 de pack-uri, probabil că o să deschid undeva la, știu că 5-81+, vreau să fac un episod separat, 10 vs 10. Ia să vedem primul, începem fără board, dar nu contează, resurse, cum spuneam, mai facem niște pack-uri de alea 20-81. Ok, gata, m-am murdărit de engleză și pe la corțul gurii. Spania 2 nu mă interesează, badge nici atât. Pe ăsta lăsăm, pe ăsta nu-i dăm. Bă, la România nu dăm discard, nici chiar așa. Ai de viața mea, ce-i aici, bobiți? Ce-i asta? Bun. Dăm așa, quick sell. Și mergem la următorul pack. Astea sunt pack-uri de 12. Avem ceva mai low, cumva pe aici, undeva ascuns. Bă, nu sunt, pe asta am zis că nu le deschid. Ba da, astea mă, mamă, nici astea. Ba, uite, astea. Ăsta e small rect în play-spec, deși mai degrabă prins la astea, ce ziceam, cel puțin board, nu e o cap, dar e board, dar un pic așa modest, bă, să rămână la boda proste, ce avem noi aici, un CDM, de la, bă, 84 cumva,
84 în Didi. Da, 84, că și-a luat bus de la 81. Bine, Bobiță, ce să zic, Doamne ajută. Hai că e bine, cum spuneam, resurse. 84, untradeable, n-ai bă, știu de unde am pe cu ăsta, undeva la 4.000, ceva interesant, ok, Germania, bun, Anglia 2, ok, ia să vedem dacă salvăm pe băițașul ăsta, hai că l-a salvat dacă e, și mergem la următorul pack, ia să dau eu un asta de 12.000, 12 gold și un rare, deci avem rare garantat, dar nu și ball, din câte îmi dau seama de la ușă, așa că o să dau skip, să nu batem câmpii foarte mult, hai, Electronic Arts. Bun, avem un... Ai de viața mea, ce aici, Bobiț? De-aia au zis că am loc, hai că am loc dacă e. Hai că are moșul loc dacă e. Ce naiba, frate? Da, nu-i nimic, mai facem niște SBC-uri. Taie moșul la editare. Hai să vedem. Încă un pack și încă un pack fără board. Nu-i nimic, suntem al treilea sau al patrulea, nu fără board, nu-i nimic. Avem pack-uri importante acolo, o să dea. Ohoho, ce o să dea? Ba nu, mai avem un board, un 84, mă, moșule. Nu mai bate câmpii. Aaaa, nu. A, bine, pe ăsta l-am salvat. Ia să vedem dacă reușim să mai salvăm câte ceva. Johe, mere, la mere, îl trimitem la mere. La mere și pe ăsta. Pe cara îl trimitem sus. Și pe zeca îl trimitem tot sus, în copac. Bă, un jucător de la Lecce, mă. Bine, mă. Bine, 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 bine. Bun, 3 pack-uri de 25.000, 2 pack-uri de 45.000, pack-uri de 35, de 50.000. Bă, ce să zic, Doamne ajută la toată lumea. Ia să vedem aici. Prime Mixi Player Pack. Hai, Electronic Arts. Hai că poți, dacă vrei. Dacă vrei. Și avem mare rare și nu avem nici măcar un board. Nu-i așa? Aia zic, Electronic Arts. Ia să vedem. Nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Ceva interesant aici. Turcia. Da, ce să zic. Și cam atât, nu-i nimic, capul sus. Mai avem pack-uri de deschis. Badamum, badabum, badamum. Bă, ăsta aici se interpune. Ia să-l scot eu aici, să rămână astea frumos colorate. Că de la astea ne dă, știe moșul. Small Brand Gold Players Pack, cred că e un pack de 20.000, 6 cu 3. Și avem board, cel puțin board. Gata, am lăsat și joystick-ul jos că vine. Walkout, bă, ești prost? N-ai cum. Walkout brazilian, fundaș, de la Paris Saint-Germain. Bă, resurse, tati. 87, Thiago Silva, e bine, e bine. Ia să fie tot de la Paris, dar să fie pe left. Pe left wing, acolo zic. Pe left wing, știți voi. Brazil, left wing, PSG, Papacito. Și e tradable. Bă, e ok. Cât face? 20 și ceva de mii. 20 și ceva de mii, avem o caut. E ok, e ok. Hai că suntem pe drumul cel bun. Bun, le-am lăsat pe astea frumos colorate. Aia zic. Cât am de astea? 5? 5, mai am nevoie de 5. 5 cu 5 să fac 10 și 10. Să facem așa un concurs între astea și alea de 80 plus, să vedem care plătesc ele și anume mai bine. Prim Electron Player Pack. Hai, Electronic Arts. Și badamum. După walkout nu putem să luăm walkout back to back, nici măcar board. Așa că o să dăm noi frumos aici skip, un simplu rare. Bun. E bine, mă. Hai, mă. Hai, mă. E walkout, ce naiba, frate. Am început luna, primul pack opening luna asta, am început cu walkout, deci deci e bine. E bine. Hai și tu sus, hai și tu, restul la club. Și ia să vedem noi aceea care e treaba. Bun, 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 bun. Prime Electrum, deci ăsta e de 30.000. Asta cred că sunt de 20 sau 25. Prime Electrum rare, ăsta e de 30.000. Bun. Astea. Prime Electrum, 12 cu 6, avem și 6 rare, deci o să avem și gold, dar din păcate nu e board, îmi dau seama de la ușă pentru cine întreabă, partea stângă jos, dacă se luminează, este în evidență, cel puțin eu așa îmi dau seama, e cel puțin board, nu e cazul acum, nu e nimic, gheoțe, ok, na, 67, what? 67, mama lor de dubluri, azi, mâine și poi mâine. Da, mă, hai să terminăm cu asta, hai să terminăm cu asta. Haide, mă. Hai. Prime Electrum Player Pack. Hai, Electronic Arts. Și, ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Nu e, mă. Bă, nu e, mă, ce modeste specurile astea. Să-mi bat picioarele. Nu e nici măcar board, skip. Și trecem la următorul. Pack de 30.000. Pe ăla vreau să-l deschid. Pe ăla vreau să-l deschid. Da. Aici, interesant, Anglia. Anglia, Anglia, Anglia. Ui, ui, ui. Hai că costă dacă e. Trimitem la club. Din nou dubluri peste dubluri.
Și hai să mergem să deschidem ultimul pack de ăsta simplu, de ăsta modest, frate. Ăsta nu, de la ăla te dă, aici nu. Reelect un pre-spec, pack de 30.000, un pack important, 12 cu 6, important pe naiba, nu e nici măcar gol. What? Am mă, dă măcar uniform de la mără, nu? Nimic, 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 nimic. Și ți-o zic în față, nu e frate nici la ăsta. Băi, ce să facem? Hai să schimbăm norocul, nu știu, ieșim, intrăm, facem ceva, Germania 2, nu putea să fie Germania 1, evident. Aici, aici, bobiță. Ce-s cu dublurile astea? Bun, bă, nu știu, hai să ne jucăm aici, ne facem, ne prefacem, că ne ducem la Promo Packs, la FIFA Points, la naiba să ia și revenim. Gata, hai că am cumpărat, dacă e 25, 25, 25, 45, 45, 50, nu mai avem nimic aici. Bun, deschidem Mega Pack-ul. Hai cu Mega Pack-ul. Hai Electronic Arts, aici e putere. Aia zic. Aia zic. Ce mă, nici nu dau seama dacă e bol, frate. S-a luminat, nu s-a luminat? Nu e nici măcar bol. Aia mă, că chiar aici a fost putere. La pecul de 35. A, areola mă, hai fi 3, mă. Areola face undeva la 3000. Te bucuri, la 3000, mă. Secită, e bună și apa, nu? 2000 și ceva, 3000, dacă nu mă șem. Da, undeva, ouleu, ce-a scăzut, 2500. Ok. Nu contează. Nu contează, nu contează. Bun, resurse. Ucraina. Milan. Da, bă, pe ăsta nu. Pe ăsta nu, îl ținem. Bine că l-am verificat, pe ăsta îl ținem. Pe ăsta îl dăm jos. Ai, nu pot să cred. Nu pot să cred câte dubluri, frate. 200 de coins. Tricolul lumina o să-l vindem și da, două pack-uri sau trei de 125.000, hai să dăm în... Băi, frate, haide mă, măcar încă un knockout, măcar încă un knockout, hai, încă unul. Premium gol player spec, hai Electronic Arts. Haide! Hai, curaj! Ce naiba mă, nu-mi dau seama, e bor, nu e bor, nu e nici măcar bor. What? Nu e frate, nu e, dăm skip, nu e, ne-a dat un knockout, moșu, ți-a dat un knockout, ce mai vrei? S-a dus și hai, pus se simte, bă, m-am muiat, s-a muiat moșu. Nu-i nimic, nu-i nimic. Mâine ai încheita. Na. Dubluri. Probabil că o să tai. Mai fac ceva. Bun. Premi gol pre-spec încă un pic de 25.000. Haide mă Electronic Arts. Haide mă, dă-i ce. Nu e frate. Nu e frate. Nu e mă, nu e nici măcar bol. Mă, pe bune? Ok. Ae. Ce să facem? Dăm înainte. Proaspătă transfer. Ok, ia să vedem asta dacă. Da, undeva la 4000. Mergem sus, sus, sus. Sus, sus, sus și iară sus. Aia e. Bai, sus, mai jos. Încă un premium gol pre-spec. Haide mă. Haide, 3 au fost, măcar de aici, măcar un board. Nu e mă frate nici din ăsta mă. Ce naiba mă pecurile astea. Doamne ferește. Ce frate cu pecul ăsta de 20? Asta de 25, asta de 45.000 au fost jale și suspin. Jale pe toată perioada. Ai, 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 ai. Da. Ce să zic? Tăiem la editare. Ce să zic, tăiem la editare. Ai și tu sus, ai și tu sus, ai și tu sus. Mai avem loc de unul pe care îl trimitem. Pe ăsta de la MLS. Pe ăsta jos. Bun. Discard și ce să zic, mă duc să golesc eu și anume lista, transfer list-ul și revin imediat. Ok, frate, am revenit, am făcut eu puțină curățenie pe acolo, mare parte am vândut niște jucători la preț de discard. Ultimele 3 pack-uri și cele mai importante, 2 pack-uri de 45.000 și un pack de 50.000, Doamne ajută. Hai, un knockout, un 86 și e GG, e GG, avem deja un knockout pentru episodul de astăzi. Dacă mai prindem unul, Doamne ajută. Și... cel puțin board, ai fi și walkout, nu e walkout, e board, 84, nu e 83. Scoția, ok, e 85, e 85, Robertson, e bine, e bine, Robertson, e bine, nu știu cât mai face Robertson. Ok, s-ar putea să fie la nivel, ok, iar ok. Moșule, ne-ai omorât cu ok-ul ăsta. S-ar putea să fie, untradeable, untradeable, dar first owner, untradeable, cât face? Da, vreau să zic că e la preț de 86-87, chiar e, undeva la 20.000. Din păcate e untradeable, nu-i nimic pentru echipa din Premier League și un 84 pentru first owner e bine. Bun, ia să vedem dacă reușesc să salvez ceva, măcar ăștia rare pentru... Ok, bun, 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 hai mă, și pe tine, ia să vedem și pe ăsta nu, și pe Villa, da. Deci, 85.
80, dacă era trebuie, era foarte bine, 20.000, nu țineam, îl vindeam. Pack de 45.000 și ăsta e pack-ul de la Market Matchups, pentru că e tradable, fără doar și poate cel puțin board, hai, walkout. Nu e walkout, mă. Hai fi măcar 84. Franța. Portar. E 84 totuși, rufie, e 84. Bă, ai cerut 84, deci ăsta e premiul ăla mare de la Market Matchups, da. Doamne fere, bun, undeva la 4.000 probabil și ăsta, nici măcar 4.000, resurse la club, Caldara, restul acolo pe transferist. Și ultimul pack, fraților, ultimul pack, hai Electronic Arts, ultimul pack, astea 5, cum spuneam, le păstrez. Ultimul pack, Rare Press Pack, pack de 50.000, hai, i-am dat, gata, hai, fii board în primul rând, nu e nici măcar board, mă. Nu e nici măcar board, frate, nu se poate, frate. E un simplu rare pack de 50.000. Cum, frate, deschizi pack-uri de 45, de 50.000, de 55.000, de 100.000 și prin jucător de 81, 82, Q cu Vai în 84, 95. E bine, asta e. Nu am început fantastic, nu am și e și untradeable. Și e și untradeable, evident. Ia să vedem și la Dublin cum stăm. Nu am început fantastic, chiar nu am început fantastic. Săptămâna asta nu am început să fantastic luna asta. Avem un walkout în 87, dar slăbuți, ca să fiu sincer. Nu-i nimic, capul sus, moșule, o să mai facem pack-uri, o să mai facem grind, pentru că despre asta e vorba. Așa puțină purere, puțin gust amar ai când deschizi pack-urile, mai ales când deschizi pack-urile astea sănătoase, pack-urile astea importante, de 45, 50, 55 și 100 de mii, acolo rămâi așa cu gust amar când vezi că nu e nici măcar un board de 83, 84, nu mi se pare normal, dar asta e, capul sus, nu e nimic, mai facem pack-uri, mai facem combinații, până joi o să mai avem încă un pack opening, încerc să fac eu 10 vs 10, 80 plus cu 81 plus, joi o să avem premiile Division Rivals și Weekend League, așa că e timp, capul sus. Bun, fraților, cam atât pentru episodul de astăzi, sper să aveți mai mult noroc decât are moșul, pentru că moșul stângaci, dar poate ne redresăm pe parcurs. Respect!